Vrednic ești, mielule, să iei cartea și să-i rupi pe cețile. Pentru că ai fost junghiat, ai murit, ai fost îngropat și ai înviat pentru păcatele noastre după Scripturi. Și în ziua aceasta vrem să-ți dăm slavă și cinste. Adunarea de la Betleem înalță numele tău cu evlavie și cu frică. Vrem să-ți dăm cinstea care ți se cuvine numai ție. Ești unic, mântuitor, singurul care poți să răscumperi pe poporul tău, de aceea îți mulțumim. Și împreună cu adunarea strigăm slavă și tot ce are suflare să strige slavă, slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor. Te chemăm în continuare să-ți iei locul la învățătură. Învățătorule, dă-ne sfaturi după voia ta și după cuvântul tău. Trimite prin Duhul Sfânt dar de descoperire, darul înțelepciunii, darul cunoștinței, darul deosebirii duhurilor, darul tămăduirii. Adu tămăduire prin cuvântul, Doamne. Lasă prezența Duhului Sfânt în adunare. Vrem să predicăm Evanghelia în Duhul și puterea ta cea mare, în numele lui Iisus. Ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Dar, Matei, capitolul 13, versetele 16 la 23. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Este cineva în locul acesta surd, care nu aude deloc? Când i-ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu că auzi? Că vezi. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le-au zis voi și nu le-au auzit. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcini în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun, nu pe pământ bun, foarte atent și la prepoziții, în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100 sau 100%, altul dă 60%, altul dă 30%. Vă invit să vă reașezați. Vă salutăm pe toți cei care ați ales să fiți împreună cu noi. Este o mare bucurie pentru noi și dăm slavă lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă salutăm și pe cei care ne ascultați predicile înregistrate. Nu pot să vă pun mesajele, dar am primit de pe toată planeta, din cele mai îndepărtate locuri și izolate de lume, oameni care sunt la sute de kilometri, la mii de kilometri distanță de o biserică și nu pot să meargă la biserică și mi-au scris că se hrănesc cu slujirea de la noi. Domnul să vă binecuvinteze! Este o lucrare și aceasta minunată pe care o faceți. Să știți că l-am ascultat cu foarte mare atenție pe fratele Codrin. Și sunt convins că și dumneavoastră ați fost foarte atenți și veți privi cu responsabilitate aceste lucruri. O singură mantie cu niște accesorii pe lângă ea prin buzunare, ascunsă sub un singur cort în Israel, a ținut tot poporul pe loc, ba mai mult decât atât, a trebuit să moară 36 de soldați voinici. Iosua s-a trântit cu fața la pământ și a început să se roage. Și a zis, Doamne, va trebui să mă înfățișez înaintea la 36 de văduve tinere să predic la mormântarea acestor bravi ostași. Ce să spun?
Familia evreilor are în medie 5 copilași. 36 ori 5 copii. Aproximativ 180 de copii orfani. Doamne, va trebui să predic la mormântare și vor fi 180 de copii care plâng și spun: tati, nu, tati, nu. Și vor rupe sicriile și vor zgâria fâșiile. Ce să le spun? Și zice Dumnezeu: apreciez dăruirea ta, dar e o problemă. Israel a păcătuit. La final ar fi putut să-i reproșeze Iosua lui Dumnezeu și să spună: ai greșit, majestate. Trebuia să spui: Acan a păcătuit. Că unul singur a păcătuit. Iosua, bine ai venit în rândul liderilor care au nopți albe și care mor fără bătrânețe. Toți pentru unul și unul pentru toți. Toți pentru unul și unul pentru toți. Frați și surori, în urmă cu câteva luni de zile, aproximativ 6 luni de zile, m-a trezit Dumnezeu pe la 3 dimineața. Mă frământa cauza bisericii, parcă nu mai înaintau lucrurile cum ne-am fi dorit. Și am zis: Doamne, care este cauza? Și Dumnezeu a zis: în biserică sunt persoane care trăiesc în preacurvie. Și am venit atunci dimineața și v-am spus lucrul acesta. Unii au venit și au mărturisit păcatul preacurviei și cred că Dumnezeu i-a iertat. Dar avem date despre alții care continuă să trăiască în imoralitate. Popor al Domnului, treziți-vă! Pentru că vine mânia lui Dumnezeu. Un pastor din America a făcut niște gafe foarte mari. La una dintre edituri m-am dus și a spus: frate Onisim, am mânți de cărți. Ce să fac cu ele, că nu le mai vrea nimeni? Și am spus: dă-mi mie câteva. Ce vă zic ei să faceți, faceți, numai după faptele lor nu vă luați. Nu aruncați cărțile, că a luat-o el razna. A scris pe vremea când avea relații bune cu Domnul. Și niște prieteni l-au întrebat: cum ai ajuns în situația asta? Știți ce a răspuns domnul acesta? A zis: am ajuns într-un punct în care nu m-am mai temut de Dumnezeu. Aviz dumneavoastră, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, care ne-am prea obișnuit cu rugăciunile, ne-am prea obișnuit cu prorociile, ne-am prea obișnuit cu programele, ne-am prea obișnuit cu predicile și avem predicatori după mofturile fiecăruia, mai ales prin Sfântul YouTube. Aveți grijă că închinarea adevărată înseamnă cu evlavie și cu frică, cu teamă. E Dumnezeu prezent în adunare, de aceea vin la Betlehem să vă slujesc. Știu că Domnul este aici, mărire Domnului în veci. Una dintre cauze este și invazia teologiei liberale în cântări, în predicare. De ani de zile cântăm: păzește-ți piciorul străine când vin. Și când cântăm cântare, ne uităm: băi, eu vreau străină în biserică. Doar că, pune, te rog, Eclesiastul 5:1. Eclesiastul 5:1 zice altceva. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Neprihănitule, când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul, pocăitule, când intri în casa lui Dumnezeu. Unde e străinul? De acolo. Revenim. E frământare mare. Știți de ce e frământare? Pentru că oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. Vă spuneam și cu altă împrejurare, de vreo 2 ani încoace, de când am început și eu să îmbătrânesc, înainte de a-mi veni rândul să predic, mă iau fiorii. Pe alocurea am avut în vedenie de la Dumnezeu descoperit tronul lui Dumnezeu, mantia lui Dumnezeu. Am zis la un moment dat, era mulțime mare de popor și am zis: nu mă duc să predic, mi-e groază, mă tem.
Și Domnul a venit și m-a întărit și a zis, du-te și predică prin puterea pe care eu ți-o dau. Oamenii lui Dumnezeu, amvonul nu e pupitru politic, amvonul nu este o tribună judecătorească, amvonul, altarul, este locul în care Dumnezeu comunică cu poporul, este locul în care se predică Hristos și pe El răstigni. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și aș vrea să vedem câteva lucruri. Există un paletar foarte mare de opțiuni. Omul de astăzi, aproape că pocăitului este greu să aleagă. Unde să mă duc? Vin oameni din străinătate. Chiar dimineața înainte să plec am primit un mesaj de la o persoană care a venit din străinătate într-o biserică sănătoasă din străinătate. Și a venit într-un oraș serios din țară și s-a dus pe la biserică și a zis, nu mă regăsesc în niciuna. Nu mă regăsesc. Nu, s-a deviat foarte mult. Sfătuiți-mă, ajutați-mă, ce să fac? Ce ați recomandat dumneavoastră să facă? Nu e ușor să dai sfaturi, să știți. Chiar dacă uneori vi se pare așa. Ce e de făcut? Frați și surori, doamne și domni care ne ascultați. Mesajul e simplu. Și Sfântul Apostol Pavel vine și spune așa. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia. Mesajul. Deci avem un emițător, Dumnezeu. Dumnezeu transmite mesajul. Avem un mesaj, Biblia, Hristos. Avem un receptor, oamenii, audiența, și avem un canal prin care se transmite mesajul. Video, audio, prin radio sau direct, prin viugrai. Care este mesajul? Și uitați-vă ce spune. Dacă citiți 1 Corinteni 15, este cel mai apologetic pasaj din Noul Testament în favoarea învierii lui Iisus Hristos. Corintenii erau bombardați de apolinariști, apolinarie care a spus că n-a înviat Hristos, de fapt a fost doar o nolâcă în mintea apostolilor și atât. Și se confrunta cu problema aceasta în tot capitolul 15, care, țineți-vă bine, are 58 de versete. În 58 de versete, Sfântul Apostol Pavel argumentează învierea Domnului Iisus Hristos, importanța învierii Domnului Iisus Hristos și argumentează puterea învierii lui Iisus Hristos. Și uitați-vă care este Evanghelia, mesajul. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Care Scripturi? Nu era Noul Testament. Se împlinește Isaia 53 cu 5 la 6. El a fost strivit pentru fără de legile noastre. Se împlinește prin învierea Domnului Iisus Hristos. De reținut un lucru. Domnul Iisus Hristos nu a murit ca martir. El nu trebuie să-i plângem de milă lui Iisus Hristos că a murit ca martir. Domnul Iisus a murit benevol, trebuia să moară. El a murit ca mântuitor. Trebuia să moară Domnul Iisus Hristos. El a murit ca mântuitor, da? Și în felul acesta putem sublinia caracterul substituțional al morții lui Iisus Hristos, în sensul că a murit în locul nostru, ca noi să avem viață, slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor, da? Hristos a murit după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi, Isaia 59:3 se împlinește, după Scriptura asta a fost îngropat și a fost depus în rândul celor fără de lege, și a înviat a treia zi după Scripturi și se împlinește psalmul mesianic 16, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Acesta este mesajul, frați și surori. Poate să vină oricine și să spună, să pună orice reguli, orice tradiții, poate să pună orice fapte sau altceva, acesta este mesajul. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, a înviat și șa de la dreapta Tatălui și va reveni să ne ducă acasă. Ce înseamnă aceasta? Și spune Apostolul Pavel așa, și prin Evanghelia aceasta sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o până la capăt, altfel degeaba ați crezut. Și aceasta este tema pe care ați văzut-o și pe afiș, credincios până la capăt sau degeaba. Noi nu punem accentul pe faptele noastre. Suntem mântuiți dacă acceptăm totul jertfei lui Iisus Hristos prin har. Slăviți să fie Domnul. Asta înseamnă dacă accept totul acesta. Și aș vrea să știți că noi suntem mântuiți
înaintea lui Dumnezeu, fără faptele noastre, fără orice altceva. Știți de ce reforma lui Martin Luther a avut un impact foarte mare? Pentru că a redus totul, C.S. Lewis are cartea Creștinismul redus la esențe, dacă n-ați citit-o, obligatoriu până la Paști trebuie să o citiți. Și Martin Luther a redus totul la esențe, și anume cu cele cinci sole, sola grația, numai harul. Dacă este cineva în locul acesta care crede că reușește pe undeva să îndulcească pe mânia lui Dumnezeu prin faptele lui, se înșală. Deci sola grația numai prin har, sola fide doar prin credință, nu prin fapte, ca în fie foarte mulți lăudăroși. Sola Scriptura, doar prin cuvântul lui Dumnezeu, fără, știu eu, descoperirile profetice al lui Helen White, fără cartea lui Mormon, fără alte cărți. Apoi, Solus Christus, adică doar prin Iisus Hristos, singurul Mântuitor, și Soli Deo Gloria. La final, gloria este doar a lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu cele cinci sole? Suntem de acord, sunt biblice. Și acum vin întrebările. Este suficient Iisus Hristos pentru mântuirea mea? Răspunsul este da. Este suficientă moartea Domnului Iisus Hristos? Da. Este suficientă credința mea în jertfa lui Iisus Hristos? Da. Este suficientă Biblia? Corect. Așa este. Este suficientă Biblia și prin credință. Dar aș vrea să înțelegeți un lucru. Procesul acesta mântuitor al lui Iisus Hristos, El nu ne-a mântuit numai pe jumătate, ne-a mântuit pe de-a-ntregul. A fost început la naștere, a trecut prin moarte, trebuia să treacă prin moarte, s-a încheiat prin înviere, s-a desăvârșit, s-a confirmat prin înălțarea la cer și va fi răsplătit la răpire. Când însuși Domnul cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu va suna și se va auzi o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Popor al Domnului, sunteți gata? Dacă Iisus Hristos venea aseară și suna din trâmbiță, vă găsea în pace cu toți? Pe dumneavoastră? Soț cu soție, mamă cu tată, părinți cu copii, vă găsea în pace? Mergeam la cer? Toți? Doamne, îți mulțumesc că n-ai venit aseară, că mai am timp astăzi să mă pocăiesc și să-mi rezolv problemele. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi înseamnă că este cineva aici care s-a botezat de 40 de ani? Să ridice o mână. Care are 40 de ani. Domnul să vă binecuvinteze. Frații aceștia care s-au botezat de 40 de ani, în urmă cu 40 de ani au fost mântuiți de tot prin pocăință. Acum vă întreb, cei care s-au botezat duminică, au nevoie de 40 de ani ca să ajungă la desăvârșire? Nu. Ei sunt mântuiți de tot prin pocăință și prin botezul lor. Și aici s-a strecurat erezia nimicitoare. Și au ieșit o grămadă de secte și se vede influența teologiei liberale. A, deci am voie să trăiesc oricum? Că eu sunt predestinat la mântuire? Și Domnul cu mila ne burdă așa la grămadă în cer. Ne basculează în cer. Și uitându-ne atenți în cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că sunt niște exigențe ale mântuirii. Și zice, dacă țineți așa cum am primit-o, cum ați primit-o, dacă tu întorci spatele lui Iisus Hristos, vă dau un exemplu. Gândiți-vă că eu sunt însurat, sunt căsătorit, pentru că în urmă cu în 2011, soția știe exact în urmă cu câți ani, noi nu prea suntem cu datele astea, în 2011 am zis da, până la moarte. Atunci m-am căsătorit. Astăzi sunt căsătorit pentru că m-am căsătorit atunci. Și la moartea mea se va zice a fost căsătorit cu soția lui dacă rămân în căsătorie. Același lucru este și cu mântuirea. Eu am fost mântuit pentru că am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu sunt mântuit pentru că eu cred astăzi în jertfa Domnului Iisus Hristos și voi fi mântuit dacă voi fi credincios până la capăt. Altfel degeaba. Ce înseamnă asta? Haideți să vedem câteva lucruri. În raport cu mesajul Evangheliei, eu le-am numit fazele mântuirii din viața credinciosului și vreau să vedem în ce fază ne aflăm. Prima fază. Evanghelia auzită. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care ați auzit-o.
Ce categorie de oameni avem aici? Și spune versetul 19 așa, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege. Iubiți predicatori, slujitori altarului, avem responsabilitatea să predicăm oamenilor simplu. Nu vom putea predica simplu dacă nu suntem siguri pe subiect și dacă nu studiem și dacă nu cercetăm. Cu cât studiem și cercetăm mai mult, cu atâta predicăm mai complicat. Și zice, aude cuvântul și nu-l înțelege. Vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Și aici vorbim de evangelizările pe care noi le facem. Era cântarea pe străzi, prin parcuri, prin case de cultură, pe stadioane. Evanghelia, cuvântul Evangheliei a fost propovăduit. Dar avem o problemă. Nu rămâne. Un istoric al evangelizărilor moderne a analizat evangelizarea marilor evangeliști, Bonnke, Moody, Billy Graham și alții. Noi avem niște statistici, dar știți că statisticile sunt detașate departe de adevăr. S-au pocăit 100.000 de oameni când a făcut chemare. Dar pentru că nu au fost echipe locale să-i preia, oamenii ăștia nu au crescut. Iar bisericile sunt mici și în unele locuri inexistente, în urma evangelizărilor lor. Aici avem ca biserică o mare responsabilitate de a avea oameni serioși și responsabili care să-i preia pe oameni din momentul în care au auzit Evanghelia și să încolțească în inima lor. Dar mai este un lucru pe care vreau să-l subliniez aici. Știți de ce oamenii aceștia nu aud Evanghelia? Aud Evanghelia și se opresc doar aici? Toți la un moment dat am auzit Evanghelia și ne-am oprit, unii s-au oprit, n-au mai venit deloc. De ce? Fraților, există, Francesco d'Assisi a zis un lucru care se potrivește foarte mult leneșilor. Știți întâmplarea când l-a luat pe ucenicul lui, l-a dus, a predicat, le-a dat sandwich-uri și la final zice el, predicați oamenilor Evanghelia și dacă este nevoie folosiți și cuvintele. Și leneșii au și ei un reper în privința asta. Oamenii lui Dumnezeu, este nevoie, trebuie să folosim cuvintele. Evanghelia trebuie propovăduită și spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 10:17. Credința vine în urma auzirii. Și cum vor crede ei dacă nu vor auzi, dacă nu vor înțelege mesajul Evangheliei? De aceea Biserica Betleem este o biserică axată pe evangelizare, o biserică evangelistică. Vrem cât mai mult popor să se întoarcă la Dumnezeu din Arad, din România, din lumea întreagă. Doamne, dă putere și expansiune Bisericii Betleem. Evanghelia trebuie auzită. Dar știți că există posibilitatea să auzi Evanghelia și să mergi în iad? Există posibilitatea asta. De aceea noi trebuie să veghem fiecare dintre noi. Am analizat pentru că m-a interesat de ce nu rămân oamenii. Știți de ce nu rămân? Pentru că sunt amăgiți de predicatori moderni care vin cu anecdote și cu istorisiri și cu lacrimogene și cu tot felul de lucruri închipuite și numai cuvânt nu. Am înțeles că doar cuvântul lui Dumnezeu transformă. Dragilor, îmi doresc la Betleem ori de câte ori veți veni, dumneavoastră și neamurile pe care le aveți, să-L audă pe Iisus Hristos vorbind, să se predice cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Istorisirile nu transformă, nu ajută cu nimic, impresionează pe moment. Uitați-vă ce spune, oamenii aceștia aud cuvântul, dar nu-L înțeleg. Ce să înțeleagă? Ce să înțeleagă? Istorisiri? Ce să înțeleagă? Ei nu înțeleg decât cuvântul lui Dumnezeu și aici intervine Duhul lui Dumnezeu. Zice Apollo, Pavel a semănat, Apollo a udat. Avem nevoie de oameni care să se roage, să ude cu lacrimi sămânța semănată duminică în urmă cu două duminici la botez. Este cineva din biserica noastră care s-a rugat pentru oamenii mulți care au auzit Evanghelia? Este cineva prezent în locul acesta care a luat o zi de post? Doamne, cuvântul Tău a fost semănat și să plângă înaintea Domnului și să se frământe. Nu e simplu să fii membru la Betleem, că nu ne mulțumim doar cu un program livrat după pretențiile unora sau a altora. La Betleem trebuie să ne implicăm în slujire. La Betleem vrem răsplătire pentru toți. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântă mijlocitorii. Dacă nu e udat cu lacrimi, el nu-L înțelege.
Și dacă nu-l înțelege, vine satana și îl fură. Unde ai fost, mă? Am fost la pocăiți, m-am hotărât să mă botez. Mă, te-ai stricat, mă, stai cu mine. A, da, mă, zice, într-adevăr, dar ești tânăr, măi, pocăință-ți trebuie ție. Și gata, în două săptămâni nu-l mai vezi. Ești cumva în faza asta? A doua fază, zice Pavel, pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o. Faza a doua este Evanghelia primită. Auziți aici, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar știți cum mă laude? Aici se face foarte mult abuz de emoție, dacă observați. Îl primește îndată, imediat, spontan, e cercetat, plânge, îl primește repede, ridică mâna, se predă, vine în față. Doar că n-are rădăcini în el și crede până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Îndată l-a primit, îndată se leapădă. Întotdeauna am apreciat pe omul care a fost analitic. A fost serios, a privit cu mare responsabilitate pocăința. Nu s-aruncă imediat. Stă, unii atâta analizează că îi prinde 70 de ani. Îi prinde Parkinson înainte de mântuire. Trebuie cumva, ceasul cel mai potrivit pentru mântuire este undeva între grabă și zăbavă. Nici nu te grăbi, dar nici nu amâna prea mult. Că s-ar putea să te trezești prea târziu. Aude cuvântul, îl primește îndată, dar n-are rădăcini. Știți câte rădăcini avem? Cât de consistente sunt rădăcinile noastre? Cât cuvânt avem în noi? Vreți să vă spun că generația noastră este cea mai slabă generație în cuvântul lui Dumnezeu? Dragilor, nu doar că nu se mai memorează cuvântul lui Dumnezeu ca pe vremea copilăriei mele, nici măcar nu se mai citește. Uitați-vă o întrebare. Care este ultimul psalm pe care l-ați învățat pe de rost? Și câți psalmi cunoaștem pe de rost? Frați și surori, ne uscăm fără cuvânt. Rădăcina noastră, seva noastră este în cuvântul lui Dumnezeu. Ne uscăm. Dar mai este încă o sursă. Zice poezia lui Costache Ioanid, rar unde auzi prin lume de credință revărsată în ziua de cinzecime. E ușor să privești schița cu lucrarea din vechime, însă faptele și viața ne lipsesc pe zi ce vine. Și categoria aceasta de oameni sunt pline în adunările noastre. Zice că ar fi întrebat cineva pe Iisus Hristos, Doamne, unde e biserica ta aia reală, aia vie, plină de Duhul Sfânt? E, zice, unde e? Își chinuie sufletul printre adunări. Acolo e biserica. Își chinuie sufletul printre adunări. N-are rădăcini. Așa e că ți se întâmplă, dragă soț, să vină soția nervoasă, că ai întrerupt-o nu știu de unde. Și nu mai vin la adunare. Nu mai vin la adunare. Sau invers, vine soțul. Gata, nu mai vin. Vine copiii. N-au rădăcini. Doamne, ajută-ne să ne consolidăm viața noastră de credință, nu pe basme închipuite, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Pavel lui Timotei, Timotee, tendința oamenilor este de a avea cât mai puțin cost în teologie, de a avea cât mai puțin preț. Dreptarul învățăturii sănătoase să nu se depărteze de tine. Predică adevărul, predică cuvântul lui Dumnezeu și ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire, se leapădă. Aviz dumneavoastră celor care v-ați botezat. Va fi o mare presiune din partea familiei. Va fi o mare presiune din partea colegilor. Mai ales cei tineri care încă sunt la liceu, grijă foarte mare. Că vine o prigonire, vine o îngrădire, vine o jignire. A, numai tu nu vii cu noi la banchet, a, numai tu nu vii la aniversarea noastră, dar odată fac și eu 18 ani, mă, fată, acum nu vii. Și s-au dus și mărturiile ne spun că cele mai multe s-au pervertit, s-au îmbătat, s-au drogat și au păcătuit în ultimul hal la banchetele lor. Nu atinge ce-i necurat, nu atinge, nu mergeți la masa diavolilor, pentru că fură satana sămânța. Și zice, da, mă, are dreptate, doar sunt tânără, am eu vreme să mă pocăiesc. Știți, a treia fază e faza evanghelizarea, Evanghelia în care ați rămas, din păcate.
Vreau să vă spun din realitate că avem cel mai mare procent de pocăiți avem aici. Cu toate că e lăudabil pentru cei care aveți 40 de ani de pocăință. Noi vedem ce înseamnă, eu am 21 de ani prin harul Domnului de când m-am pocăit prima dată. Să mergi 10 ani cu Domnul de mână, 20, 30, 40 de ani, să fii serios. Toate felicitările mele pentru dumneavoastră. Dar știți ce am întâlnit? Oameni care își bagă buletinul în față. Uită-te aici, tu nu vezi că sunt bătrân, mă? Ok. Unde erai tu când m-am botezat eu în 78? Eram pe nicăieri, că eu m-am născut în 87. Dar am o întrebare. În cei 40 de ani de pocăință, câți oameni s-au pocăit prin tine? Câți? Câte evanghelizare ai făcut? Câte broșuri ai împărțit pentru evanghelizare? Câte? Câte zile de post am luat pentru vecinul de lângă mine? V-am dat o temă în urmă cu ceva timp de la scrisoare de la vecinul din Iad. Pentru cei care n-ați făcut-o, duceți-vă acasă. Unii mi-au scris că au uitat titlul. E o poezie minunată care ne trezește responsabilitatea în noi. Oamenii aceștia au fost statornici, credincioși. Aude cuvântul, îl primește bine, încolțește, crește, se dezvoltă. Uitați-vă la bobul de grâu, e semănat, e udat, crește, e verde, e frumos, e mare, ajunge la un metru. Și pe când să se coacă, dă buba în el. Dă fluturele în el și gata. Frații mei și surorile mele, pe tărâmul acesta este tărâmul judecăților. Am îmbătrânit în credință, frate, tot respectul pentru dumneavoastră. Dar unde-i rodul? Tu păstor, tu ucenic, unde-s boabele din plic? Tu plugar, tu învățat, câtă miere ai adunat? Știți, sunt atât de bune și de acceptabile și de agreabile fonic predicile pompoase, triumfaliste, glorioase, frumoase, care ne onorează. Dar pe alocurea mai sunt și predici care ne responsabilizează, care ne trezesc. Oamenii aceștia, zice, n-ajunge la coacere. De ce? Pentru că sămânța căzută între spini, ce se întâmplă? El primește cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul și ajunge neroditor. Nu mai pot, frate, să vin. Mai am acolo de terminat cu grezie. În câte suntem băgați, oameni buni, frați creștini, frații mei pocăiți, în atâtea suntem băgați, că nu mai reușim să dormim noaptea pe pernă. Îngrijorările viacului acestuia. Ce te îngrijorează cel mai mult? Știți ce am observat că e cea mai mare îngrijorare în ultima perioadă? Grija altuia. Îngrijorează tare mult. Ai văzut? Și distribuie, și distribuie, și redistribuie. Știți cine face jocul acesta mediatic denigrator? Eșuații. Oameni care au eșuat în plan personal. Oameni care au eșuat în plan familial. Oameni care nu mai sunt în exercițiu de slujire. Oamenii aceștia se ocupă cu fleacuri. Îngrijorările vieții. S-ar putea să fii un om serios. Dar ai atât de multe lucruri pe cap că în scurtă vreme tu vei ajunge să nu mai crezi în Dumnezeu. Dacă nu dai din îngrijorările viacului deoparte. Care trebuie să fie grija noastră a Bisericii lui Iisus Hristos? Vorbeam aseară cu soția despre un verset din Biblie. E bine că dacă și nevasta a mai terminat niște studii teologice, un liceu teologic, te mai ajută ca predicator. Și m-a lămurit într-o chestie. A zis Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și stăpâniți-l. Aceeași poruncă este dată astăzi bisericii. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, duceți Evanghelia la orice făptură. Asta este grija noastră. Îl ascultam pe Codrin, vă spun drept că sunt onorat să avem în echipă oameni care vorbesc cu atâta patimă, cu atâta durere pentru adevăr. Îl ascultam pe Sami când dădea îndemnuri, copiii lui sunt mici. Și spunea despre copiii dumneavoastră și era în lacrimi.
Oameni care își pun viața în joc, oameni care sacrifică, oameni care trăiesc ceea ce spun. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc, asta da grijă. Să albești de necazul celuilalt și să îți ies fire de păr în cap albe pentru că te preocupă înaintarea Evangheliei. Ești batjocorit pentru Evanghelie. Asta da îmbătrânire onorabilă. Dar când faci infart de la afaceri, când trebuie să ai 3-4 standuri de la... Ce minunat îl numește Domnul Iisus Hristos. Nici măcar nu numește bogăție. Înșelăciunea bogățiilor. Ați stat vreodată de vorbă cu bogații? Eu am alergie la ei. Nu mă înțeleg deloc cu ei, nici ei cu mine. Ce bine. Și eu sunt fericit și ei sunt bine. Înșelăciunea bogățiilor. Stai de vorbă cu el totdeauna. N-am bani. Vină mă că te împrumut eu. Eu de unde să-l împrumut? Dar zic și eu așa. N-am auzit odată pe un om care are un salariu decent, modest, sora aia care se duce la tacata și care lucrează. N-am auzit odată să spună, n-am bani. De ce? Pentru că e doar înșelăciunea. Dar eu înțeleg că eu am stat de la masă cu unii. M-am nimerit printre ei. Și este un lucru, să nu-i invidiați. Ei dintr-un loc pui în altul, se strică mașinile după ce s-au stricat mașinile. Ferească-vă Dumnezeu de afaceri în România. Poate afară mai ies cumva. Dar în țară e doar înșelăciunea bogăților. Ai impresia că ai, dar sunt active, frate, inactive. Da, dar nu mănânci active. Mănânci morcov. Și varză murată. Înșelăciunea bogăților înneacă cuvântul. Uitați-vă în proximitatea dumneavoastră. Câți pocăiți înnecați? În datorii, în probleme, în probleme cu justiția, în probleme cu statul, în probleme cu vecinii. De ce? Pentru că înșelăciunea bogățiilor a pus stăpânire pe ei. Oamenii aceștia, cei mai mulți dintre ei sunt oameni serioși. Și Satan a zis, nu-l prind cu nimicurile, nu-l prind cu aia, îl prind cu îngrijorările și dă-i pe el și dă-i pe el. Îmi dau slavă lui Dumnezeu că m-a trezit la timp. Mi-a trebuit 37 de ani. Când am împlinit 37 de ani, mi-a venit minte la cap. Așa am tăiat din multe lucruri. Așa trăgeau de mine, deci eram ca o plastelină. Eu nu mai aveam identitate. Oricum nu mai am, că-s robul Domnului, dar știți? Până când am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune și discernământ să înțeleg unde trebuie să mă duc și să nu mă duc decât acolo unde mă vrei, dar știu că la Betleem Domnul mă vrea și vin cu bucurie și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragilor, tăiați din îngrijorări. Îngrijorările vieții fură. Haideți să nu ne lăudăm cu decenii de viață, ci haideți să ne smerim cu rod al împărăției lui Dumnezeu. Ajunge nerăuditor și omul ăla, talentat, înzestrat de Dumnezeu, capacitat de Dumnezeu, nu poate să slujească. De ce? Că îl țin pe loc mâinile, timpul, vremea, fuge într-un loc, fuge în altul, nu mai are timp și energie și nu aduce rod. Și în final, Evanghelia ținută până la capăt, fraților și surorilor. Fiți cuminți până la capăt. Stăteam de vorbă cu un frate și a zis, iar sămânța căzută în pământ bun. Celelalte a căzut pe drum, cealaltă a căzut pe stâncă, cealaltă a căzut între spini, e singura sămânță intrinsecă. Ce cade în pământ bun, în pământul inimii, Doamne, fertilizează ogorul inimii, Doamne, să încolțească și să aducă rod. Și cu ăștia Dumnezeu recuperează toate pierderile. Unul aduce 100 de boabe, un singur spic aduce 100 de boabe, altul 60 care e mai pipernicit, iar altul 30, dar toți ăștia aduc rod și recuperează cât pentru toți ceilalți. Asta este speranța mea, n-am niciun stres cu privire la lucrarea de biserică, cu privire la șantierul bisericii, n-am niciun stres cu privire la împărăția lui Dumnezeu, pentru că Domnul recuperează cu cei serioși și statornici și plini de Duhul Sfânt, recuperează toată pierderea. Și în felul acesta, Evanghelia ajunge până la capătul pământului. Sunt atâția, vă dau numai câteva exemple de oameni care... Știți ce s-a întâmplat cu ei? Au fost cândva, dar nu mai sunt. Uitați-vă ce spune Iuda despre ei. Zice, Iuda e ceva ce nu poate fi asumat logic.
Sunt niște stânci ce ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a bine la niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici, deci pomi care trebuiau să aducă rod, dezrădăcinați și fără rod, de două ori morți și dezrădăcinați. Adică ce s-a întâmplat cu ei? Au fost împlântați în ogorul lui Iisus Hristos, dar au fost dezrădăcinați și aruncați afară, de două ori morți și dezrădăcinați. Știți ce mai spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 1, despre ei? Eu când am citit, m-am îngrozit. Oamenii aceștia, uitați-vă ce spune, care au cunoscut harul lui Dumnezeu, fiindcă, versetul 21, 1-21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Ajunge la cuvintele lui Codrin. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Nu i-au dat slavă. Nu i-au dat slavă. Oamenii aceștia cândva, ei au fost luminați, dar nu i-au dat slavă lui Dumnezeu. Și știți ce spune despre ei? Nu l-au proslăvit, s-au fălit că sunt înțelepți, au schimbat slava lui Dumnezeu într-una a oamenilor, s-au compromis prin imoralitate sexuală, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, citiți în continuare, și din pricina aceasta Dumnezeu i-a abandonat, s-a dezis de ei, i-a zis, nu mai ajung. Ce facem aici cu ei, cu predestinarea la cer? Când nu ești serios, Dumnezeu te leapădă. De aceea, frați și surori. Dar știți ce ne ajută Sfântul Apostol Pavel? Zice, după ce spune toate lucrurile acestea, vine și spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Prin harul lui Iisus Hristos suntem mântuiți, prin harul lui Iisus Hristos ajungem până la capăt. Până la capăt. Și dacă trebuie să plătim cu viața noastră și închei cu benedicția eroilor slavei, din Evrei capitolul 11, prin credință au cucerit ei împărați, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în război, au pus pe fugă oștirile vrăjmași, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți, deci n-au acceptat compromisul. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Câte dintre astea le-am suferit noi? Alții au fost uciși cu pietre, trăiați în două cu fierăstrăi, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate și prigoniți, ei de care lumea nu era vrednică. Frați și surori, n-ați vrea să fim numărați printre ei? Oare cum stăm cu pocăința noastră? Am văzut care sunt fazele acestea. Este prima fază, oamenii care aud, dar nu înțeleg. Îl rog pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne deschidă mintea, să înțelegem cuvântul Domnului. Amin? Oameni care aud, înțeleg, primesc cu bucurie, dar până la o vreme, n-au rădăcini. Haideți să ne rădăcinăm în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim Biblia, haideți să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care aud, primesc, se botează, dar se întâmplă ceva cu ei. Îngrijorările vieții au altfel de preocupări și nu le mai rămâne nimic pentru Evanghelie. Să știți că am primit asta de la un frate mai în vârstă și a zis Onisim. În momentul în care te gândești la un om să-l ordinezi în slujire, pe lângă chemarea lui Dumnezeu și înzestrările naturale și înzestrările Duhului Sfânt, gândește-te la un lucru. Disponibilitatea. Dacă nu e disponibil, dacă e legat cu prea multe lucruri, lasă-l în lucrurile lui. Că nu va avea timp pentru turma lui Iisus Hristos. De aceea, frați și surori de la Betleem, haideți să ne arătăm disponibili, iar cei care sunteți credincioși și care ați rămas credincioși, prin harul lui Dumnezeu vom ajunge până la final. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vine cuvântul lui Dumnezeu, controversatul acesta verset din Evrei, și aș vrea după aceea să facem o rugăciune. Evrei capitolul 6 spune așa: cei ce au fost luminați odată, etajul 1, au gustat darul ceresc, etajul 2, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, etajul 5, au gustat cuvântul cel bun, etajul 8, și puterile veacului viitor, etajul 10, și pică de acolo. Este cu neputință să mai fie ridicat. Mi-a trimis o fată versetul acesta și a zis, am vrut să vă trimit înainte să mă omor.
Pentru că m-am dus la un păstor și a spus că nu mai am nicio șansă. Am spus, păstorul acela e lepădat de la credință. Câtă vreme e viață în tine, ai șanse. Dragilor, sunt consecințe dacă pici de la etajul 1. Sunt consecințe dacă ai fost luminat și pici. Pici de la etajul 1, îți rupi un picior, îți rupi o mână. Dar nu prea pune viața în pericol. Sunt consecințe de la căpici de la etajul 2, de la etajul 3 și de la etajul 5 au picat. Când pici de la etajul 10, sunt foarte mari șanse să mori. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră și am o rugăminte. Nu vă pronunțați până nu s-au terminat manevrele Harului de resuscitare în dreptul Lui. Și cât încă mai are puls. Medicina legală constată decesul abia după ce nu mai este puls. Cât este puls într-un om și bate inima în el, nu vă pronunțați, nu-l băgați nicăieri, nu-l judecați, pentru că e altcineva cu judecata. Noi suntem cu pocăința, noi suntem cu iertarea și cu mijlocirea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ești aici astăzi, nu știu de la ce etaj ai picat, nu știu în ce fază te afli. Dacă este cineva care pentru prima dată a auzit Evanghelia și a fost cercetat de Dumnezeu și vrea să se pocăiască, îl rog să ridice o mână să mă rog pentru el. Dacă este cineva care să se adauge la cei, la candidații de la botez, care sunt cei 5 candidați, care vor fi probabil în biserica nouă. Dacă probabil ai primit cuvântul lui Dumnezeu și l-ai primit cu bucurie, dar te-a enervat cineva și nu mai vrei să fii la biserică și nu mai vrei să-i slujești lui Dumnezeu, îl rog pe Dumnezeu să te cerceteze astăzi pentru ceea ce este el. Nu pentru ceea ce ești tu sau pentru ceea ce sunt alții. Dacă ești un pocăit serios, o soră serioasă, dar o grămadă de îngrijorări, o grămadă de afaceri, o grămadă de probleme ți-au înăbușit sămânța și n-aduci rod și ești complexat și te lupți și te frămânți că n-aduci rod pentru împărăția lui Dumnezeu și zici, Doamne, a mai trecut un an și nimeni, n-am reușit să-i predic Evanghelia la nimeni. Descotorosește-te de îngrijorările vieții, lepădați-vă, dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Iar pentru dumneavoastră care ați rămas credincioși lângă Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze anul acesta cu rod însutit, amin? Dumnezeu să dea belșug de binecuvântare și Dumnezeu să ne ajute să recuperăm toate pierderile înregistrate în an. Aș vrea să stăm în închinare. Dacă Sem a pregătit o cântare pentru noi, vreau să o cântăm împreună cântarea asta. Vreau să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, frați și surori. Domnul Iisus Hristos este foarte aproape. E chiar la ușă. Este atât de aproape să vină și noi suntem prinși în atât de multe lucruri. Poate că a fost cam exigent mesajul astăzi. Haideți să ne trezim, dragilor. Este vremea să ne trezim în sfârșit din somn. Dacă citim în Matei 13 în continuare, 24-25 vorbește numai despre veghere, vorbește numai despre trezire și despre atenționarea aceasta că Domnul nostru Iisus Hristos este aproape. Ce durere ar fi să știi că toată viața ta i-ai slujit lui Dumnezeu și să spună niciodată nu te-am cunoscut. Mă înfior, mă ia groaza, mă tem de Dumnezeu să nu se spună asta în dreptul meu. Mai este har ca să mă ține. Am fi terminat dacă n-ar fi har. Cu tare har aș fi o stea rătăcitoare. Prin har, fraților, și prin credință El ne ține. Să lucrar și știu că nu mă uit în ale. Nu ești uitat de Dumnezeu. Vâslește, dă din aripi. Dar nu aleluia. Mor niciodată, de nu ar fi al tău har mare. Dar harul minunat mă ține să lucrar. Și știu că nu mă uiți în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată, de nu ar fi al tău har mare. De nu ar fi
Sfântă. Ce-am face fără Duhul Sfânt? Am fi uscați ca niște oase. Am fi niște vreascuri uscate. Nu ar fi vocea ta blândă, susul blând și subțire. Aș fi, aș fi doar un voinar. Aleluia! Dar harul, harul mă ține. Mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Vârstlesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu ar fi al tău har mare, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Vârstlesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu ar fi al tău har mare, de n-ar fi fost jertfa iubirii, ce frumos adusă ca ridos pe-al dat, n-aveam nicio șansă la jertfa iubirii. Al rătăcii eram pierdut, dar mi-a dat har. Aleluia! Tu mi-ai dat har. Dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Vârstlesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu ar fi al tău har mare, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Esența textului citit spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba, încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Haideți să stăm în duc de închinare și permiteți-mi să fac o rugăciune înaintea Domnului. Tată, în dimineața aceasta sunt aici oameni care se simt uitați în vale, sunt surori în vârstă care se simt abandonate, sunt bărbați în vârstă care se simt abandonați, sunt tineri care se simt abandonați. Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu ne uiți în vale. Suntem aici în valea plângerii și aici în valea plângerii se plânge. Și sunt surori și frați care zic: Doamne, ai uitat de mine. Ai uitat că și eu am o cauză, că am copii nemântuiți, că am părinți nemântuiți. Doamne, îți mulțumim că prin harul Tău ne-ai adus aminte în dimineața aceasta că Tu nu ne uiți în vale. Adu-ți aminte de noi ca de noi. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de noi. Tată care ești în ceruri, îți mulțumim că în urma auzirii cuvântului Tău am primit Evanghelia. Am primit-o cu bucurie, Doamne. A încercat satana să fure sămânța, dar a încolțit. Și după ce a pucat să încolțească, n-a mai putut să o smulgă, pentru că a avut rădăcini în cuvânt. A văzut că nu poate să o smulgă, pentru că a avut rădăcini în cuvânt. A venit în apropiere, prin asociere și prin o grămadă de lucruri și încearcă să o năbușe, să nu aducă rod, prin îngrijorările vieții. Doamne, în numele lui Iisus Hristos, grădinarule, taie mărăcinii aceștia, taie spinii care nădușe sămânța. Doamne Dumnezeul nostru, taie toate legăturile străine, lanțurile păcatului care au înăbușit sămânța și n-ajunge la rodire. Iar Tată, pentru harul Tău și prin credință îți mulțumim.
pentru cei care au rămas credincioși și în care a rămas, a intrat sămânța în pământ bun, când a intrat în inimă și când Hristos a luat chip în inima unui om, omul acela este roditor pentru împărăție. Îmi doresc o biserică Betleem plină de roade pentru împărăție. Îmi doresc o biserică Betleem plină de Duhul Sfânt. O biserică Betleem plină de fapte bune. Fapte bune care sunt faptele neprihănite ale sfinților, ale mântuiților tăi. Doamne, îți mulțumim că te-ai prezentat la Betleem. Ai ascultat rugăciunea pentru cei care sunt departe, pentru fiii risipitori. Vine ziua izbăvirii, când mama și tata care plânge acum va învăța refrenul cântării de veselie. Ajută-ne prin credință să începem să-l fredonăm, refrenul veseliei. Îți mulțumim, Doamne, că ai ascultat rugăciunea pocăinței noastre. Noi și părinții noștri am păcătuit, noi și casele noastre, nouă ni se umple fața de rușine. Nu vrem să sufere sfinții. Ne pocăim înaintea ta și îți mulțumim că mai avem har iertător și prin jertfa lui Iisus Hristos avem iertare. Te binecuvântăm și te onorăm și te rugăm să rămâi în continuare cu noi, în fiecare familie și în fiecare casă, și cuvântul tău să aducă rod însutit în casele și în viețile noastre. Amin.